Genialul povestitor din Humulești, Ion Creangă, a fost nu doar un mare scriitor, dar și dascăl, iar creațiile sale le citea mai întâi piicilor. Și unde, dacă nu în școală, s-ar simți cel mai bine scriitorul? Astăzi, copiii claselor a 3-a și a 4-a, ghidați de profesorii din gimnaziul Dimitrie Cantemir, au organizat o șezătoare. La eveniment au fost prezenți părinții care le-au apreciat munca, dar și cunoștințele despre opera lui Ion Creangă. Făcând o incursiune în creația lui Ion Creangă, elevii clasei au reluat câteva momente din Pupăza din Tei, au interpretat cântece din folclorul autohton și au dansat în ritm popular. În cadrul acestei activități, acestui seminar, au fost desfășurate o serie de ore deschise, extindere, de asemenea o activitate extracurriculară, și anume o șezătoare, la care au fost s-a pus accentul pe tradițiile noastre moldovenești, pe acele creații făcute de către bunicile, mamele noastre. Copiii au făcut cunoștință cu, poate le-au descoperit chiar, covoarele pe care le întâlnesc mai rar în casele lor, prosoapele, chiar cânticile populare vechi, precum chiriac, mămuc și altele, au descoperit că oamenii mai utilizau și altceva în afară de telefon mobil. Puteau să comunice între ei prin faptul că, întâlnindu-se seară de seară, de rând cu lucrul, mai făceau și glume, cimilituri, cântice populare, astfel că s-au păstrat tradițiile noastre. În martie sărbătorim luna lui Ion Creangă, iar noi am decis să organizăm o șezătoare, să defilăm o filă de marea operă a autorului Ion Creangă. De aceea am pus în scenă poveștile lui, iar la șezătoare am dansat ce am cântat, așa cum îi plăcea scriitorului humuleștean, ne-au declarat copiii. Am cântat, am dansat, am cusut. Așa. Și ce cântice ați cântat? Zipa de fluierașă, Nea Dăspădiță Florea, la șezătoare și chiriac. Eu am jucat pop choice și... Ai cântat? Ce cântică ai cântat? Uf, părinte. Îți plac șezătorile? Da. Din punguța cu doi bani, ce ai înțeles tu? Acolo se vorbește despre un mor și o babă. Așa? Baba era rău cu moșul și nu dădea nici ouă să mănânce. Așa. Și într-o zi, baba i-a spus că să-l bată pe cocor și să-i aducă și lui ouă. Capra cu trăiezi, pupăza din tei și alte. Care este eroul tău? Ion Creangă. Din poveste? Pupăza din tei. Rapal este un voinic. Așa, ce-a făcut? El a făcut fapte bune. Socra cu trei norori, capra cu trei iezi, amintiri din copilărie, pupăza din chei.
Tradițiile românești, printre care și șezătorile, constituie una dintre valorile inimaginabile și incontestabile ale poporului nostru și nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Suntem datori să apreciem frumusețea portului popular, a dansului și a cântecului românesc, a meșteșugurilor tradiționale, atât de mult apreciate de străini și câteodată prea puțin de noi cei care trăim pe aceste mele. Oamenii ne-au ispărit mai mari, jocul când s-au întuit mai mari. Oamenii ne-au ispărit mai mari, jocul când s-au întuit mai mari. Activitatea s-a bucurat de o participare numeroasă, reunind elevi, părinți și profesori, oaspeți care au răspuns invitației adresate de organizatori de a recrea împreună atmosfera șezătorilor de altă dată și de a pune în valoare frumusețea și bogăția obiceiurilor tradiționale strămoșești. Potrivit cadrelor didactice, la început de primăvară, neamul nostru are parte de cel mai frumos mărțișor, opera marelui povestitor humuleștean. Oh, 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 oh.